dacă, în ce condiții ar putea să treacă mai relaxat. Deci în momentul în care ar exista această uh, promisiune din partea președintei că va, re, va accepta să devină un, un, jucător neutru pe uh, Înțeles, viața politică. Deci, ca să înțeleg, uh, ideea este că aceste partide ar trebui să primească de la Maia un fel de asigurări Sigur. Că ea va fi un fel de locomotivă. Nu. Pentru trebui... mai multe partide de centru-dreapta la următoarele alegeri. Și sub o formă. Deci va trebui să primească asigurări că ea va respecta Constituția Republicii Moldova, care scrie foarte clar în pe Alb că președintele este un. Mediator al vieții politice și nu este membru Dar vedeți partid. că cu pasă este complicat să face distinția clară. Este Partidul de Guvernare. Ea poate să spună, eu n-am nicio treabă cu acest partid politic, dar eu nu pot nu să pot nu spune. am păi o colaborare asta, 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 bună cu vedeți, Parlamentul și cu Guvernul, noi pentru că noi împreună facem Guvernarea retor, Națională. Retorica aceasta a existat timp de patru ani de zile. Da? Și retorica aceasta a dus exact la Ea situația Ea nu are dreptul la viață? Retori această retorică a dus în situația când partidele de dreapta își pun această întrebare dacă pot sau nu să meargă susțin, să susțină acest referendum, pentru că referendumul acesta este o capcană electorală pentru partidele de dreapta. Uh -huh. De ce? Maia Sandu a gândit acest referendum pentru ca să anihileze partidele de dreapta, să le resurcească mâinile, mai, mai simplu spus, și să aibă susținerea ei lor pentru alegerile prezidențiale, iar apoi de ce ne credeți așa? Haideți să ne uităm pe toate sondajele Doamna de ultima Rans, perioadă de priviți timp. Priviți acest sondaj. Da, dar el unde nu este, este diferit unde, decât altele. Unde este unde este un candidat de dreapta? E cam aceeași situație de peste 2 ani, de zi, mai mult de 2 păi ani, deci, ani, ani de zile. Deci. Un de centru-dreapta niciodată sunt nu apare 4 ani de zile în care În 4 ani de zile în care partidul partidele de dreapta pur și simplu a dispărut. Bun, și asta e problema cui? faptul că parte, alte partide de dreapta nu reușesc să obțină simpatia publicului chiar dacă simpatia față de partidul de guvernare scade. Este problema celor care își pierd simpatia sau problema celor care nu o pot este obține? O este o problemă sistemică. Nu este o problemă doar a partidelor politice. Este o problemă sistemică în Republica Moldova pentru că uh, așa au fost construite lucrurile în care uh, partidele de dreapta pur și simplu au fost anihilate din punct de vedere electoral și nu au reușit să-și revină. Domnul, iar, iar, această și capcare, iar această capcană Domnul este dros. construită și pentru viitoarele alegeri parlamentare și să vede cu ochiul liber. Totuși există și părerea și uneori domnul Târguțo o vociferează că Maia Sandu este groparul partidelor de dreapta. Și există această, acest punct de vedere astfel încât prin faptul că este un copac foarte așa frunzos care și la umbra căruia pierd tot ceilalți pentru că nu se pot afirma. Practic sunt lipsiți. Luați chiar problema finanțării. primul nu cred că pas duce lipsă de finanțare. Restul partidelor de dreapta nu prea văd să aibă resurse așa de remarcat care să le ajute să se promoveze, chiar dacă poate lidere politici au. Deci, partidul PAS a devenit la un, moment dat, un partid stat, un partid care a umbrit toate celelalte partide, în primul rând de dreapta, pentru că celelalte lupte. Dar, vedeți, partidele de dreapta nu prea pot să lupte contra pasului și mai Sandu, pentru că ei țin cont de ce vor spune ambasadorii occidentali, ei trebuie să țină cont de foarte mult, să nu critici foarte mult pe mai Sandu, pentru că ei este într-o clipare a integrării europene. Eu când nu o critic mai Maia o critică, dar așa, Acum, știți, cu... Dar, uh, probabil dar, este uh, vreșală, cu cu mănuși albe așa să se comportă. Deci, nu, nu, este... Acum am văzut sociologii după ce au ieșit cu sondajele, au spus că nu sunt protestele cele anti acum, cum erau pe timpuri. Este clar că opoziția încearcă să lupte cu mai Sandă, dar nu prea poate, pentru că este și o autoreținere să țină în frâu. Eu vorbesc de partidele de dreapta, nu de celelalte. Bun. Uh, cu liderii politici este clar, dar și pe partide politice exact aceeași situație. Cine împiedică alte partide bune Сокраска.